Andrada Lorena vă prezintă știrile Info Capital. Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit! Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Șofer fugar prins de polițiști după ce a făcut accident. Telecabina de pe dealul cetății din nou în funcțiune. Ferma liceului din Giurgiu modernizată cu bani primiți de la Ministerul Agriculturii. Cum se împart posturile de prefecți între partidele din coaliție. Dispare un model Dacia, cu ce va fi înlocuit, surprize pentru anul 2021. Doliu în handbal, antrenorul Bogdan Macovei a murit la 67 de ani. Iar la final, datele meteo. Echipajul de poliție rutieră pe urmele sale, un șofer de 47 de ani din Orăștie, a avut noroc că a scăpat nevătămat în urma unui accident rutier. Individul avea motive să fugă de poliție. Polițiștii de siguranță publică din cadrul poliției orașului Simeria au observat un autoturism care a ieșit din perimetrul unei stații de carburanți, a intrat pe DN7, deplasându-se din direcția Simeria-Deva. În scopul efectuării de verificări, polițiștii au acționat semnale luminoase și acustice solicitând oprirea autoturismului, însă conducătorul auto nu a respectat solicitarea și a continuat deplasarea pe DN7 pe raza municipiului Deva, unde în fața unui supermarket a lovit bordura, provocând o pană a anvelopei autovehiculului, motiv pentru care a oprit. De astăzi, 12 ianuarie 2021, telecabina de pe dealul cetății Deva va funcționa în regim normal pentru public. Reamintim că telecabina transportă doar 4 persoane pe călătorie pentru a fi respectate măsurile instituite la nivel național pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului COVID. Interiorul ascensorului va fi igienizat și dezinfectat de mai multe ori pe zi. În telecabină au fost trasate marcaje pentru ca turiștii să respecte distanțarea fizică necesară. Purtarea măștii de protecție este de asemenea obligatorie pentru pasageri pe tot parcursul călătoriei. Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza din Giurgiu a beneficiat din partea Ministerului Agriculturii în baza prevederilor bugetului de stat de alocări menite să dea o mână de ajutor unității de învățământ. Ne-au fost alocați 175.000 de lei, bani din care am reușit să ducem la îndeplinire ceea ce ne propusesem, adică modernizarea fermei didactice pe care o deținem. Am construit o platformă de gunoi și am amenajat un bazin de colectare, astfel încât să nu mai fie probleme legate de dejecțiile provenite de la animalele pe care le creștem și mirosul pe care acestea îl produc, organizând spații distincte pentru vaci, respectiv viței. Președintele PNL, Ludovic Orban, anunță că PNL va propune prefecți în 23 de județe, USR Plus va face propuneri pentru 14 prefecți, în timp ce UDMR va avea 5 reprezentanți ai guvernului în teritoriu. Funcțiile de subprefect vor fi împărțite, la fel ca și cele de prefect, în funcție de voturile primite de fiecare dintre forțele politice din coaliția de guvernare, respectiv PNL va avea 47 de subprefecți, USR Plus va numi 28 de subprefecți, iar UDMR 10. Producătorul de autovehicule Dacia ar putea renunța la un renumit model folosit de foarte mulți români. În locul acestuia va veni un nou model care va face trecerea de la caroseria de tip monovolum la cea de SUV în două volume. Mai precis, este vorba despre modelul Dacia Logi, care ar putea fi eliminat din producție în acest an. Dacia anunță că tot în 2021 va fi lansat și modelul Grand Duster. Noul model are o lungime de 4,5 metri și va fi decorată cu elemente de design asemănătoare cu cele folosite la modelul Sandero Stepul. Bogdan Macovei, antrenor de handbal, cu care naționala feminină ocupa locul 4 în campionatul mondial din 1999, a murit la 67 de ani. Azi dimineață, soțul meu mult iubit, Bogdan Macovei, a părăsit această lume pentru una mai bună și mai blândă. Va trebui să învăț să trăiesc fără prezența lui fizică, dar el va rămâne mereu lângă mine. Drum bun în eternitate, iubirea mea, este mesajul soției lui Bogdan Macovei, Sabina. Iar la final, datele meteo. Vremea se va menține în general închisă, temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 1 și 5 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 7 și 0 grade. Vremea se va menține în general închisă și temporar se vor semnala precipitații în general moderate, cantitativ, în regiunile sudice și sud-estice și local în rest.
Vor predomina ninsorile, iar în Bărăgan și Dobrogea vor fi și intervale cu lapoviță și ploaie și se vor transforma polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-estul teritoriului, dar mai ales pe litoral, în cursul nopții și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra în general între minus 1 și 5 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 7 și 0 grade, ușor mai ridicate doar pe litoral.